Simularea examenului de bacalaureat din acest an continuă. Astăzi, elevii au susținut proba obligatorie a profilului la matematică pentru cel real, respectiv la istorie pentru cel uman. Din nou au lipsit un număr îngrijorător de mare de elevi. Tot mai mulți adolescenți sunt absenți la simulările pentru bacalaureat. Probabil școala online își spune cuvântul. Din totalul de 2161 de elevi înscriși la proba obligatorie a profilului, 1211 nu au fost prezenți astăzi la simulare. Totodată nu au fost probleme la triaj și nici alte incidente. Astăzi, 23 martie, s-a desfășurat simularea probei scrise la disciplinele obligatorii ale profilului, matematică și istorie, sesiunea 2021. La această probă s-au înscris 2161 elevi, dar au participat 1211 în cele 19 unități de învățământ liceal, și anume 792 elevi au susținut proba obligatorie la disciplina matematică, iar 419 la disciplina istorie. Simularea bacalaureatului 2021 s-a desfășurat sub rigorile metodologiilor și procedurilor în vigoare și nu au fost sesizate probleme la nivelul unităților de învățământ liceal. Notele elevilor la simulările de evaluare națională și BAC nu se trec în catalog, decât prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, prevede ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial. Mâine simulările continuă cu proba la alegerea profilului și specializării. Săptămâna viitoare, miercuri 31 martie 2021, se vor afișa rezultatele.